Mă simt foarte onorat că pot să vă vorbesc astăzi. Mă simt onorat că dumneavoastră sunteți aici și asta e un lucru extraordinar. Dacă te uiți în paginele istoriei și auzi de oamenii au fost puși pe jar sau că au fost tăiați în două cu ferestrău sau că li s-au smuls unghiile, spui astăzi niște atrocități extraordinare. Și ți-ar place să crezi că asta ține de domeniul trecutului, așa-i? Toată lumea am vrea să credem asta. Sigur, atrocitățile care se produc astăzi îmbracă forme noi. Atunci când ridici de la școală două fetițe de 7 și de 9 ani și le duci spre o destinație secretă pe care părinții nu știu, atunci când ridici pe părinți de la locul de muncă și îi duci la poliție ca pe niște criminali odioși, oare cum se numesc gesturile astea? Suntem aici să spunem că se produc atrocități în secolul nostru, chiar dacă ele se ascund sub cuvintele frumoase, care sunt absolut paradoxale, binele superior al copilului. Întrebarea e cine definește binele superior al copilului? Poate oare un om care n-are nicio tangență sau care n-a avut nicio tangență să definească binele acestor copii? Poate oare statul care pretinde să aibă abilități superioare familiei să definească binele într-un mod care e paradoxal și neînțeles pentru noi? Ar putea oare cineva să examineze profunzimea durerii din sufletul acestor copii? Poate că vor trece ani și peste niște ani o să auzim povestea lor spusă din perspectiva copiilor. Și cred că va fi cutremurător să auzim povestea asta. Sau s-ar putea să fie... Și mă rog să nu fie așa, ci familia să fie redată unității și întregirii, ca acești copii să nu ajungă așa cum au ajuns alți copii care au fost privați de dragostea părinților. Eu stau să mă întreb, oare cum va arăta Norvegia peste 20 de ani? Norvegia care ne învață că trebuie să redefinim lucrurile. Că familie nu mai înseamnă o mamă și un tată care dau naștere la copii, ci că familie înseamnă și un cuplu de homosexuali, că familie înseamnă și o familie surogat în care cineva închiriază uterul unei femei ca să își nască copiii, că tată și mamă sunt niște noțiuni relative și în concluzie îi deja depășit să vorbești despre mamă și tată. Acum trebuie să vorbești despre părinți. Și suntem învățați să vorbim, suntem învățați să gândim și societatea norvegiană este cea care ne spune că nu gândim bine. Au ei o soluție, un as în mânecă pe care nu-l cunoaștem noi. Și din cauza asta suntem un pic depășiți. Mi-e teamă să mă gândesc că Norvegia va mai avea încă un criminal în serie care va intra cu mitraliera în grădiniță și va reteza viețile multor copii. Mi-e teamă să cred că un astfel de scenariu ar putea să fie chiar din copiii ăștia pe care îi rupe cu atâta brutalitate și îi duce într-o lume care li-e complet străină. Dar știți la ce mă mai gândesc? Mă mai gândesc la faptul că Dumnezeu în bunătatea Lui răscumpără lucrurile. Și El face din lucrurile care îți repugnă și pe care nu vrei să le vezi, face lucruri extraordinare. Vă întreb eu pe dumneavoastră, de câte ori ați văzut în istorie creștinii venind împreună din Londra până la Melbourne, prin toate metropolele europene, ca să spună, nu putem să acceptăm premizele voastre. Noi credem în continuare că familia
se definește ca un mamă și un tată care au născut niște copii și care au libertatea să-și crească copiii, măcar acei minori, în convingerile pe care le au. Asta e ceea ce mă bucură pe mine și mă bucură că suntem în Cluj. De două ori am făcut lucrul ăsta și asta e extraordinar. Dumnezeu e Cel care răscumpără lucrurile. Și vreau să mulțumesc familiei Bodnariu pentru că cumva Dumnezeu a luat suferința lor și a făcut din ea o motivație pentru noi. Să ieșim în frig, să ieșim pe ceață, pe ploaie, să ieșim și să spunem că noi nu putem să stăm indiferenți față de ceea ce se întâmplă în Europa. Europa e casa noastră, ne aparține și noi creștinii suntem obligați să ne spunem punctul de vedere. Noi nu suntem paria societății, noi nu suntem cei în a căror gură să se înghețe mereu un pumn. Noi suntem, și îmi place să cred asta, suntem vocea lui Dumnezeu pentru lume. Noi trebuie să fim lumina și sarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca misiune să fim. Lumină și sare într-o lume confuză, într-o lume care nu mai are nicio busolă și care redefinește totul, care nu mai are niciun standard și când nu mai are niciun standard, nu mai știi la ce să te raportezi. În lumea asta, noi suntem obligați să venim și să reafirmăm convingerile noastre. Și ce bine e că avem o scriptură, ce bine e că avem niște oameni cu pasiune, ce bine că avem pe cineva care să ne aducă aminte mereu de ce înseamnă lumină și sare. Or să mai vină legi și or să mai vină propuneri legislative și voi creștinii, noi creștinii nu putem să tăcem. Noi va trebui să spunem ceea ce credem și avem dreptul să spunem asta. Și cred în toată inima că ceea ce s-a întâmplat cu familia Bodnariu și pe suferințele căroia s-a clădit această mișcare de trezire, e o mare binecuvântare și mă bucur din toată inima pentru asta. Suntem aici ca să afirmăm că noi creștinii credem că tata și mama sunt într-un fel prefigurarea lui Dumnezeu pentru copii. Și dacă copiii nu vor avea în mintea lor această înțelegere, dacă nu vor putea gusta din dragostea și din bunătatea mamei și a tatălui, ei vor fi niște copii confuși, derutați, niște oameni care nu vor avea nicio noțiune clară și pentru care nu-i nicio problemă să lichideze pe semenii lor, pentru că n-au învățat niciodată adevărul. S-a spus aici de copii din orfelinat. Făceam practică când eram student în orfelinatul de pe strada Grigorescu. Și copiii ăștia erau o teroare în ghilimele pentru noi, pentru că ne numeau mama și tata pe noi studenți. Și era o dramă extraordinară să vezi această foame, această sete extraordinară după dragostea părinților. Mai mult decât atât, am avut parte de o experiență absolut incredibilă. O familie de americani au adoptat un copil care avea 3 ani și care nu era capabil să spună decât 3-4 cuvinte în vocabularul lor. După un an de zile am ținut legătura cu această familie și mi-au spus că acest copil vorbește fluent engleză. Oare ce înseamnă lucrul ăsta? Oare poate fi comparată dragostea părinților cu ceva în lume care să însemne un mai mare bine pentru copii? Suntem aici să spunem că va trebui să treacă peste noi buldozerele și vom rămâne aici ca o stâncă să spunem că noi suntem creștini și că suntem gata
să plătim chiar cu prețul vieții valorile pe care le avem. Haideți să spunem cu toții amin.